Ramona Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bun găsit! România nu a fost afectată de schimbările climatice în niciun fel. În ceea ce privește seceta din lunile iulie și august, aceasta este normală pentru țara noastră, a declarat într-un interviu apărut în presa centrală dr. Mihail Dumitru, directorul științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului. Nici la nivel global nu se manifestă schimbări fundamentale, fiind vorba doar de ciclicitatea apropierii și îndepărtării Pământului de Soare. Știrile alarmiste despre schimbările climatice cu care suntem bombardați zi de zi nu au legătură cu realitatea. Cel puțin în România acestea nu au avut niciun efect în condițiile în care temperaturile au crescut cu doar 0,6 grade Celsius. Este afirmația lui Mihail Dumitru, directorul științific al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului, afirmație făcută într-un interviu apărut în Cotidianul Național. Spre Craiova nu se mai simte această secetă pedologică. S-a tot vorbit despre deșertificare în acea zonă. Deșertificarea este un cuvânt prea dur pentru România, pentru că acum vorbim de niște simptome de aridizare. La noi seceta a fost întotdeauna în lunile iulie și august, deci nu este ceva nou. Nu s-au produs schimbări majore în ultimii ani ca să vorbim despre vreo situație de dezastru, de calamitate, și că ar urma să ne pregătim de o criză formidabilă. Directorul științific al acestui institut a precizat că avem cam aceeași temperatură cu un plus de 0,6 grade și relative aceleași precipitații, deși a apărut un fenomen de dezordine în distribuția precipitațiilor. Lumea s-a speriat că în ultima vreme nu prea am avut ierni, că au fost mai blânde și cu zăpadă puțină, a declarat doctor Mihail Dumitru. Acesta arată că totdeauna am avut secetă în Dobrogean, Bărăgan în sudul Țării. Se știe că iunie, iulie și august au fost secetoase în aceste zone, de aceea toți cei care lu în ameliorarea cerealelor, vor să obțină un grup pe care să-l recorteze pe 25 iunie, nu după 1 iulie, când se instalează călduri mari și nu se mai produce umplerea bobului cum trebuie. Nu este ceva absolut nou, e mai mult modă și aliniere la recomandările formidabile care ni se fac. Trebuie să judecăm pentru propria țară, pentru proprii cetățeni. Le vom avea tot timpul și totul este să învățăm să aplicăm tehnologii din ce în ce mai bune, să citim din ce în ce mai mult, a precizat doctor Mihail Dumitru. La nivel global, acum Pământul este mai aproape de Soare și este mai cald. Pe măsură ce timpul trece, Pământul se îndepărtează și atunci vor scădea temperaturile registrate pe Tera.